Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un uh, nou episod din uh, seria noastră de Mountain Blade Bannerlord. A venit și momentul în care e, Nenea Aiciuncio s-a adus cu picioarele înainte și uh, da, odată, odată cu, cu chestia asta trebuie să, să aleg un, uh, un, urmaș. Hai să vedem cine, cine ar fi așa cel mai, uh, cel mai bombastic dintre toți. În principiu, Uh, ar trebui să fie și o persoană care să fie un pic mai nenaintat în vârstă cum, cum am fost eu. Uh, acum aș putea să aleg unul din, din copiii mei sau mă rog de nepoții mei, a Eric, a Arlec, dar având în vedere că nu o să mai uh, petrecem foarte, foarte, foarte mult timp pe, uh, pe jocul ăsta, cred că, ia să vedem, Leadership 156-187U. Uh. O să o alegem pe Corein, o să jucăm cu Corein. There we go. Mamă, și vrei să-mi zici că toate trupele pe care m-am chinuit să le fac One of the parties has lost its leader. It will disband after a day has passed. You can assign a new leader clan member to lead it. Aha. No, do you want to assign a new leader?

deci ar avea mai mult. Uh, și atunci ce pot să fac eu? Nu prea pot să fac nimic în momentul de față. Uh, <laughs> da, uh, în momentul de față suntem, uh, suntem la război cu uh, cele două imperii care au mai rămas, că imperiul nordic s-a dus Bulengerului. Uh, mă rog, că dacă ne uităm în, uh, în Kingdom. King of Rodock Decision. Bă, bă nu, eu, eu trebuie să fiu mare regină, mă doare în curdă ce credeți voi și pe cine votați voi, there we go, ăla <laughs> <-i>, frate. <laughs> Regina Batanienilor. Nu mai ai ciuncio, ca ai s-a dus dracu, dar acum e ai ciuncio Reborn în Corein. Haide, masiv! Perfect! Așa. Uh, și statusul războiului cu ăștia Asta în felul următor. Uh, ăștia au destul de multe orașe. Și și ăștia au destul de multe orașe, dar uh, facem niște progrese destul de mari Avem o armată aici care. Nu prea știu ce face. Traveling to besiege. Perfect. Deci o să sedieze orașul ăla. Um, eu cred că cea mai să chestie pe care aș putea să o fac ar fi să. Aaa! Ah, A, ah, fiat în cam. Uh, asta cred că site mele celălalt caracter? Maybe? E yes, Posibil! Posibil ca nu ah. e, 39, 22 Bun, o echipăm pe asta Și să vedem ce altceva mai putem să mai echipăm Astea There we go Da mă, uite, fii atent că, că am, am sabia aia super mega bombastică am și glaive ăla super mega bombastic pe care, pe care l aveam eu înainte. Nice! Nice, nice, nice. Si uh, și am putea să echipăm și un, un arc. Perfect. Capacitate depășită. Bineînțeles că am tot inventarul mai puțin cai. Uh, o să mai iau câțiva cluți. Să putem să cărăm toate, toate itemele astea. Uh, da, și acum hai să-i dăm bătaie, să vedem ce, ce reușim să facem. Uite, aici un ciodai de vol de aici. Trist. Foarte trist. Foarte trist. O, oh, doamne! Cred că am petrecut 30 de ore, o să vă mint, numai ca să... Uh, mă, mă, bat cu ăștia, așa, un back and forth, știi? Uh, tu le luai un castel, ei veneau și îți atacau câteva trupe, după aia îți luau castelul înapoi, tu veneai și le furai castelul înapoi, după aia ei veneau din nou și îți luau alt castel și, și tot așa. Băi, deci, o, o chestie de asta față-spate, continuă. Și, efectiv, sunt uimit să văd cât de, mamă, în sfârșit, fii atent că vrem să facem Pace cu ăștia. Mai au 252 de oameni, dude. Literally, un, un, atac dacă le mai dăm, îs terminați, dar ok. Am să, am să, eliberez cei 37 de prizonieri pe care, pe care eu îi am ca să fac pace cu ei. Ok, ok. Uh, e un principiu foarte imbecil vedeți voi. Uh, în momentul în care eu jucam și uh, eram în partea aceea de storyline a acestui joc, erau uh, imperiile respective, da? Ei bine, nu mai există acele imperii. Dar există imperiile astea cu care mă bat de Dumnezeu știe când și efectiv nu mai dispar. Deci, Ăștia nu mai au absolut niciun, niciun castel, nimic, niciun sat. Imperiul încă mai există. Ăștia um, de aici, alu Jinji San, la fel. I-am cucerit de mult, nu mai au de mult, nicio proprietate. Imperiul încă există. Nu pot să înțeleg cum de încă mai există imperiile astea și uh, o chestie și mai idiotică, dacă există acest cuvânt, uh, este faptul că... Uh, în ciuda faptului... O, oh, da, mulțumesc foarte mult. În ciuda faptului că nu mai există nicio proprietate pe teritoriul acel, acelor imperii, ei totuși vor să-mi declare război și ei totuși vor să se războiască în continuare cu mine, în ciuda faptului că ei nu mai au absolut nici, nicio proprietate și nu mai au nici trupe, dar ei totuși vor război. Este incredibil. E un principiu... <că> care se repetă la infinit, și culmea este că niciunul, da, niciunul din toți ăștia, nu vor să-mi să dea mie join. Nu vor să-mi se alăture mie. Ce ce mi se pare foarte, foarte idiotic. Adică, <coughs> ok, uh, îi faci unui uh, rege o promisiune că uh, vei sta cu el până la capăt, ok, dar capătul ăla se cam, se cam apropie, apropie și nu mai există gen un imperiu căruia să-i servești. Dar tu în continuare vrei să servești acelui imperiu? De ce ai vrea să faci așa ceva? Nu știu, ăștia au gândit-o extraordinar de prost când au făcut jocul ăsta. Și sunt niște chestii, nu știu, foarte evidente, sunt niște chestii super de bază, like, care ar trebui să existe în jocul ăsta. Purici ăștia încă se mai plimbă pe hartă și dacă te duci la ei și le spui, bă, bossule, hai la bine, că nu vezi că ești vai morții tăi. Uh, nu. Ei zic că, bă, nici, nici banii tăi, nici relația noastră nu poate să facă această alianță a mea cu un lord care mai are trei oameni să dispară. momentul de față mai avem numai un singur oraș și oficial am cucerit întreaga, întreaga hartă. După atâtea zeci de ore petrecute. Nici nu mă interesează cât o să dureze până ajung acolo. Vreau să atac ăla cu 4200 de oameni. Vreau să îi bubui grav pe ăștia. Dumnezeule mare, uite de și tu ce se întâmplă aici, avea. Oh my god. Uh, pentru că nu mi-au ajuns trupele și mă gândeam că hmm, cred că ar trebui să am și mai multe trupe uh, m-am gândit să, să atac cu 6555 efectiv am chemat toată harta la mine să vină, să vină la mine să îi demolăm pe ăștia oh my god o să fie o luptă chiar epică asta uh, cea mai mare așa de, ca de ultim episod cea mai mare luptă pe care am putut soam 7600 de trupe, mai sunt devenit. A, stai așa, men, că mai sunt devenit. Stai așa, că mai vin și ăștia. Așa, avem 8900. <laughs> împotriva la 941, din care mai scad, că mor, mor și de foame. Putem oare face 10.000? Vreau să văd 10.000. Cred că stricăm jocul dacă, dacă vedem 10.000 acolo. Clavii ăștia să duc după pârliții ai lalți. La să mai băgăm aici puncte ca să nu se strice tot aranjamentul nostru. 9200. Și mai sunt încă venit, dar nu știu ce fac. Alargă după muște. Spargem și al doilea zid imediat. Oh, nevermind, mi-a spart catapultele până când spart eu cel de-al doilea zid. Am și fiat în cât de repede se construiesc catapultele lor. Nenorociții. There we go. Așa, și acum să le distrugem și catapultele. Încă una s-a construit. A, și am 9600. nu s-a putut face 10.000, dar e bine și 9600. Probabil că ăsta l-a capturat aia, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Hai să înceapă bubuiala! Efectiv, eu pot să am o armată numai de... Eu am o armată numai de sclavi ăștia care, care sunt cu mine. Sunt... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 de oameni. Numai într-o singură grupare de asta. O să fie epic. <laughs> o să fie foarte epic. Uh, cât sunt? 100 de trupe spawnate. Ok. Efectiv nici n-are -are, rost să... Să stăm să dăm cu catapulte cu chestii de-astea. Uh, o să băgăm toate trupele aici. Și le dăm în gură la fraieri. după care, după ce terminăm lupta, o să vedeți cum împrăști trupele pe toată harta și cum efectiv o să și iau ăștia mare bubuială. Că sunt, au, au, rămas destul de multe armate până, până afara orașului. Băi, uite-te și tu ce se întâmplă aici. Efectiv, ăștia n-au nicio șansă, aproape că mi-e milă de ei. Câte au reușit să ne melestească până acum? 29 de trupe. Ne-au culcat ei, gen. Noi le-am culcat 239 de trupe Sclavii ăștia văd că deja dau un retragere Și sunt un pic cam ratați Merg efectiv în perete 300 de trupe Gata fraților I-am ciuruit Cred că am omorât și eu câțiva Am omorât 14 Că restul n-am putut să fac absolut nimic de, de, ăștia. așa și pentru că nu am chef să mă mai bat și cu aia din castel, o să trimit niște trupe. There we go. Și acum mai luăm pe toți prizonieri. Pentru că așa ne place nouă. There we go. E, eh, și cu proprietatea asta oficial. Oficial. Am câștigat. Mă rog, neoficial am câștigat, că oficial nu știu dacă există un sfârșit în jocul ăsta. Cred că, efectiv, uh, așa, dăm disband să-i să fugărească pe fraieri ăștia. <laughs> uh, oficial nu știu dacă va exista vreodată un oficial, pentru că, din ce am văzut, uh, jocul tot continuă să, să-ți... Să să-ți declare război, să chesti de genul ăsta, și nu poți, nu poți efectiv să faci absolut nimic de, de ei. Uh, îți vin decizii de astea, de cine să dețină cei castel continuu, deci de astea nu scapi. Uh, și da, cred că oficial ăsta este, nu? Ia uitați-vă și voi la harta asta. Deci nu mai există un picior de castelul cuiva sau, nu frate, e totul al meu. Mă rog, al oamenilor mei până la urmă și la coadă. Ia să vedem. Diplomacy. Deci uite-te și tu. Fii atent, deci la sclavii ăștia am 101 uh, prizonieri. La ăștia am 69 de prizonieri. De la ăștia am 36, am cei mai puțini. De la ăștia am 119, aproape 120 imediat de prizonieri. Cumva, cumva am, uh, am făcut pace cu Ezrai și acum Ezrai ne plătesc nouă niște bănuți până când probabil că se vor plictisi și îmi vor declara din nou război. Pentru că cam, cam așa este. Dar băi, nu -mi vine să cred că am terminat jocul ăsta. Asta este dacă nu mă înșel cel de-al doilea joc pe care reușim să-l terminăm pe canalul ăsta uh, și cu susținere, adică nu l-am terminat de nebun și de tâmpit, știi? Chiar cu, cu susținerea voastră l-am uh, terminat. Wow! Ăștia se ciure în continuare. Vreau să văd dacă se întâmplă ceva, dacă apare vreun prompt din ăla de, bă, prostule, ai câștigat felicitări, ceva chestie. A, bineînțeles că Azrai mi-au declarat război cu bă și așteptam. <laughs> că, na, nu, nu, se putea, nu se putea altfel. A, băi, văd că nu se întâmplă nimic, adică văd că lucrurile se continuă normal. Like, hmm. Hmm. Bă, eu o să zic așa, că oficial am terminat jocul, faptul că Mountain Blade Banner Lord e pur și simplu idiot și nu, nu poate să recunoască chestia asta, să zică, bă da, ai câștigat, gata, nu mai există Ezra, nu mai există Imperiul ăla, nu mai există niciun Imperiu decât Imperiul tău, asta e partea a doua, dar uh, oficial am, uh, am terminat această serie și vreau să vă mulțumesc enorm pentru, pentru toată susținerea pe care am primit-o. De la primul episod până la acest episod, până la ultimul episod, ne vedem data viitoare cu o nouă serie. Am zis că s-ar putea să transformăm seria asta într-o serie de banner Lord modat, serie care să urmărească ceva, ceva un pic mai rafinat decât, decât ceea ce avem noi în momentul de față, probabil, nu știu. Um, ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. V-am pupat!